Bun găsit, sunt Cătălin Gorea și vă invit la o nouă ediție a Dosarelor X. Cereau de la clienți câte 15.000 de euro pentru a le asigura plecarea în Statele Unite ale Americii, nu prin viză, ci prin tranzitarea ilegală a frontierii cu Mexic. Este afacerea pusă la cale de o grupare criminală, care însă a fost descoperită de oamenii legii. A fost posibil după ce ofițerii de investigație s-au dat drept clienți și au filmat pe ascuns convorbirea cu organizatorii, aflând astfel toate ilegalitățile. În consecință, 4 bărbați cu vârste cuprinse între 28 și 40 de ani au fost reținuți. Care e procedura pe care am? Eu am nevoie să ajung în Chicago. Un șofer de autocar și cred că am... Acum că vă duci la odihnă, că la Mexic, și de acolo aduci în autoraș, acolo îți vă întâlnească. Inițial, organizatorii vânau pe clienți pe rețelele de socializare, apoi îi invitau în oficiile închiriate din capitală. După achitarea taxei, acestea le întocmeau clienților acte false privind salariul și averile mari, pe care se le prezinte la Consulatul Mexicului din București, pentru eliberarea vizelor turistice. Mai exact, contra sumei de 13.000-15.000 de euro, clienții erau asigurați că vor ajunge în Statele Unite ale Americii prin tranzitarea ilegală a hotarului cu Mexic. Sosiți la destinație cu asistența ilegală altor membri ai grupului criminal, aceștia aveau posibilitatea să ceară azil autorităților americane, ceea ce le acorda drept de ședere și de muncă. Aceeași schemă de falsificare a actelor era folosită de membrii grupului criminal timp de 8 ani și pentru organizarea migrației ilegale în statele Uniunii Europene. În aceste cazuri, taxa percepută de la clienți varia între 250 și 650 de euro. Pentru acumularea probelor, ofițerii de investigație s-au infiltrat printre potențialii clienți, apoi au descins și cu percheziții pe 29 de adrese. Acestea au fost desfășurate în oficii și la domicilii de celor 4 din Chișinău. Drept rezultat, au fost ridicate 378 de pașa pașapoarte ale cetățenilor Moldovei și 10 ale Ucrainei, peste 200 de copii de pașapoartele ambelor state, contracte fictive de muncă în Polonia, cartele bancare precum și calculatoare. De asemenea, au fost ridicate 4 automobile și bani care ar proveni din activitatea infracțională. Totodată, în rezultatul perchezițiilor, 4 bărbați cu vârste cuprinse între 28 și 40 de ani au fost reținuți, dintre care 3 și-au recunoscut vinovăția și colaborează cu ancheta. La solicitarea procurorilor de la cauze speciale, 3 au fost plasați în arest la domiciliu, iar unul sub control judiciar. Clipe de groază pentru un copil de 11 ani după ce s-a apropiat de flacăra aragazului și hainele i-au luat foc. Tatăl băiatului a intervenit imediat și a stins îmbrăcămintea copilului. Băiatul a suferit arsuri și a fost preluat de ambulanță. Cazul a avut loc în dimineața zilei de 11 mai în localitatea Colibaș, raionul Cahul. Apelul la serviciul 112 a fost recepționat la 8:54. Potrivit informațiilor înregistrate, din imprudență, băiatul s-a apropiat de aragazul conectat la gaze naturale. Astfel, hainele acestuia au luat foc. Tatăl acestuia, care se afla în apropiere, a reacționat imediat pentru a stinge îmbrăcămintea copilului. La fața locului a fost alertat un echipaj de medici care a acordat îngrijiri de rigoare, iar ulterior au transportat băiatul la spitalul raional. În urma incidentului, minorul a primit arsuri termice pe circa 13-15% din suprafața corpului. Potrivit salvatorilor, în prezent starea copilului este satisfăcătoare. Alte circumstanțe urmează a fi stabilite de specialiști. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă oamenii să respecte cu strictețe măsurile de siguranță în timpul utilizării aragazelor, dar și altor instalații alimentate cu gaze naturale. Mai mult, pentru evitarea situațiilor de risc, specialiștii recomandă monitorizarea strictă a copiilor, evitând accesul acestora la sursele de ardere. În cazuri excepționale, cetățenii sunt îndemnați să apeleze imediat serviciul de urgență 112. Cu geanta burdușită cu 57.000 de euro, un tânăr a încercat să se strecoare prin coridorul, nimic de declarat, însă vameșii i-au mirosit planurile. De fapt, i-au descoperit banii și i-au luat. Tânărul de 26 de ani era pasager al cursei Dublin-Chișinău, iar la controlul vamal a declarat că nu are asupra lui nimic important. În urma verificărilor în geanta acestuia, vameșii i-au depistat banii. Mijloacele financiare au fost ridicate și sunt pasibile confiscării, iar cazul este preluat de către Direcția Urmărire Penală din cadrul serviciului vamal. Conform legislației naționale, la introducerea banilor în Republica Moldova nu este pusă o anumită limită. Totuși, dacă suma trece de 10.000 de euro, proprietarul banilor trebuie să-i declare, ca mai apoi să primească un formular pentru a-i putea transporta în continuare.
Tragedie la Telenești, o femeie și fratele ei au murit la spital după ce s-au intoxicat cu ierbicid. Apelul la serviciul 112 a fost făcut de fiica femeii, o tânără de 28 de ani. La fața locului s-a deplasat grupa operativă, care au stabilit preliminar că din cauza imprudenței în timpul fumatului în domiciliu, un bărbat de 39 de ani și concubina sa, o femeie de 36 de ani, s-ar fi intoxicat cu monoxid de carbon. Nenorocirea s-a produs acum 2 zile într-o gospodărie din satul Sărătenii Vechi, raionul Telenești. Pe caz a fost pornit un proces penal pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. 2 tineri riscă să înfunde pușcăria pentru că ar fi furat 40 de acumulatoare de trotinete. Oamenii legii au găsit o parte din baterii la domiciliile suspecților. În cadrul audierilor, indivizii și-au recunoscut vina. În ce fost de ținut? Fără bateriilor s-a măcat. Potrivit poliției, suspecții identificau trotinetele prin aplicația mobilă, se deplasau la adresa indicată, apoi cu ajutorul șurubelniței, sustrăgeau bateriile, iar ulterior le vindeau. În acest mod, indivizii au reușit să fure 40 de acumulatoare și să cauzeze agentului economic un prejudiciu de 10.000 de euro. În urma acțiunilor întreprinse de polițiști, au fost recuperate 35 de baterii, care au fost întoarse părții vătămate. În cadrul perchezițiilor, la domiciliul unuia dintre suspecți, a fost depistată și o armă pe care o deținea ilegal. Bănuiții de 18 și ani au fost reținuți și sunt cercetați penal. Iar conform legislației, riscă o amendă de până la 67.500 de lei, ori până la 4 ani de închisoare. Accident la Rezina, un camion încărcat cu metal uzat s-a răsturnat într-o curbă periculoasă din localitatea Țareuca. Din fericire, victime nu au fost raportate. Totul s-a întâmplat dimineață. Potrivit poliției, șoferul, un bărbat în vârstă de 48 de ani, locuitor al orașului Florești, conducea un camion plin cu metal uzat. La un moment dat, într-o curbă periculoasă, bărbatul nu a mai putut stăpâni vehiculul de mare tonaj, care s-a răsturnat pe acostament. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit, decât pagube materiale. Supus testării alcoolscopice, s-a constatat că șoferul nu se afla în stare de ebrietate la volan. Poliția din Rezina investighează cazul. Iar un bărbat din Comrat riscă să facă pușcărie pentru că ar fi pretins mită de la un viitor șofer pentru a obține permisul de conducere. Suspectul a fost denunțat de cel căruia i-ar fi cerut la 1.500 de euro pentru a influența angajații Agenției Servicii Publice. Cauza penală a fost pornită în baza denunțului unui cetățean care a sesizat CNA că o persoană din Comrat i-ar fi cerut 1.500 de euro pentru a-l ajuta să obțină permisul de conducere. Potrivit declarantului, intermediarul l-ar fi asigurat că ar avea influență asupra angajaților, secția matricularea transportului și calificarea conducătorilor auto Comrat și că îi poate determina să-l favorizeze la probele teoretică și practică a examenului de calificare auto la categoria B. Astfel, astăzi, sub controlul ofițerilor CNA, a fost transmisă suma de 1.500 de euro, care a fost ridicată din automobilul bănuitului în timpul percheziției. Bărbatul a fost escortat la sediul CNA din Cahul pentru audieri și ulterioara plasare în izolator. Atât pentru rubrica de astăzi. O seară fără incidente vă doresc!